Jaja, bajola, baba! Salutare suciovenilor! Pe Bucovina Tăvela, Viața în Suceava, Steve sunt alături de voi. Astăzi vom vorbi despre bazar. Vrem să aflăm omul de rând ce gândește despre decizia ca fiecare persoană care este din Suceava să poată deține doar un chioșc în bazar. Ei, nu chiar fiecare persoană, doar cei din bazar să nu aibă mai multe chioșcuri. Normal că nu am fost în bazar să întrebăm, pentru că fiecare ar fi avut un răspuns normal și gata, pregătit. Să aflăm ce gândește suceveanul. Foarte rar. De ce? Pentru că în bazar nu se găsesc lucruri bune. Nu credeți. În bazar, dacă mă duc o dată la lună, chiar puțin și mai rar. Nu știu, cred că o dată pe an. Da? Așa de rar? Așa de rar, da. În bazar? Uh-huh. Niciun leu. Dacă nu mă duc... Da, un milion și două... Așa. În general, dacă mă duc, eu iau lucru așa, 330 de lei, poate câteodată mai mult. Am luat, de exemplu, material de costum de haină și am luat vreo 600. Mai rar, nu, marfa este mai puțin mai îndoielnică. Da. E, când mă jur de un milion. Păi, sigur că e normal, pentru că unul tot, altul nimic. Parcă e prea mult. Deci nu se mănâncă cu două linguri, se mănâncă cu o lingură. Eu cred că e bine așa. Este un singur chioșc. Este bazarul? Nu e important să fie numai din județul Suceava, nu? Consider că e o decizie bună din cauza că se realizează sau, adică, o doleanță a populației locale de a-și crea locuri de muncă. Fiecare județ sau localitate cred că ar trebui ca să se ocupe și să se gândească la cetățenii ei, bine așa, pentru dezvoltarea noastră este normal. Nu că aș avea ceva împotriva celorlalți, dar ca străinii nu cred că ar trebui să stăi aici. Aș fi de acord cu decizia primarului. Dacă are un chioșc, are suficient să trăiască toți, domnule, că sunt timpuri grele. Deci toți să trăiască, unul cu trei chioșcuri și altul niciunul. Că am văzut că spațiul se micșorează acum și cum vreau ei cu suprafață. Da, un chioșc ar fi suficient pentru o familie, părerea mea. Este... Normal era, normal trebuia să asiguri, dacă și 3 și 4 eram de acord să aibă omul. Dacă are posibilitate, de ce să nu câștige? Da. Să fie. Dar fiindcă nu este spațiu, așa trebuie să înțeleagă și ei acum la început, da, să de acord cu un chioșc. Păi, pentru că avind un lucru care nu costă cât cere ei pe dânsul, este deja o afacere. Este o înșelăciune legalizată, aprobată de stat, îți dă voie. Îți dă voi. Nu știu, am auzit că este, dar nu știu. Consider că pentru unii este un loc mai mult pentru a-și câștiga o pâine. Dar pentru unii cred că este și un loc de afacere. Mă refer la cei care într-adevăr fac afaceri. Nu mă refer la ceilalți care profită de anumite chestii. Păi este un loc de afaceri. Am făcut și eu un pic de comerț și știu cam ce afaceri se pot face acolo în bazar și mă pricep, dar nu vreau să comentez. Era lângă fabrica de pâine, foarte redus, cu mulți străini. Era mai urât, că acum sunt condiții mai bune, mai curățene, mai... de cum știu eu, că am mai fost și am prins și bazarul ăsta la alt care a fost înainte. Da, pentru că sunt, era așa... Ca să spun, folosesc un termen rudimentar, simplu, era oarecum binevenit, era la început și, na. Mi-aduc aminte, da, era, na, oricum, acum e mult mai modern, am văzut că primăria se implică, vrea să-l acopere, să creeze niște condiții la oameni. Stăteau o iarnă de asta să stai, să-ți vinzi tu marfă acolo, să câștigi un ban și, na. Ați aflat astăzi ce gândesc sucevenii despre bazar, dacă sunt sau nu de acord cu această decizie recentă de a deține un singur chioșc în bazar per familie până la urmă. Vom trăi și vom vedea cum va fi. Mai bine, mai puțin bine, pentru cine și așa mai departe. În orice caz, așa cum a spus un domn, sunt vremuri grele și toată lumea trebuie să trăiască. Dacă aveți o idee pentru emisiunea noastră, trimiteți un SMS la 0744238830. Vă așteptăm să accesați www.viatansuceava.ro. Pentru Bucovina TV, Viața în Suceava, Steve. Sponsorii emisiunii Viața în Suceava. Îți dorești mobilă de lux modernă, din pal sau din lemn masiv? Vrei să fie tapizată cu stofă sau piele? Avem tot ce-ți dorești.
al Sacemod SRL vă așteaptă la magazinul Mobila lângă Bucovina, vis-a-vis de finanțe. Al Sacemod SRL v-a pregătit în magazin reduceri și multe surprize. Arta secolelor trecute te va răsfăța. Există două variante de a-ți proteja locuința. Noi vă recomandăm pe cea mai bună. Linda Ecotil importă sisteme pentru acoperișuri de calitate superioară, tablă tip țiglă și trapezoidală, tablă plană, accesorii pentru acoperișuri și sisteme de colectare evacuare a apei. Nou, Linda Ecotil vă oferă tablă producție proprie la cel mai bun preț. Vino la ieșirea din Suceava spre Botoșani la kilometrul 2 sau sună la telefon 0726 163 498. Linda Ecotil, un acoperiș deasupra oricărei așteptări.